O altă întrebare, cred că este inspirată din lecturarea cărții Mitropolitului Antonie. Zice cel ce pune întrebarea, dacă ați putea să-i puneți părintului Sofronie acum o întrebare și numai una singură, ce întrebare ați pune? Asta atinge punctul meu slab. Aș avea una întrebare, dar nu știu care este. Dar sunt sigur că dacă era trupește înaintea mea, ori aș găsi eu, ori l-aș întreba acum pe el, părinte, ce vreau să te întreb. Dar așa fac cu Dumnezeu. Câteodată nu știu cum să mă rog, ce să mă rog și mă apuc în și zic, Doamne, și după aia întrezăresc tot felul de chestii. Și zic, Doamne, ce vreau? Știu că Dumnezeu știe mai mult, știe ce a fost în sufletul meu, știe ce caut. Dar omul, poate că și asta, poate că și asta înseamnă și Sfântul Pavel zice că Duhul uneori se roagă pentru noi, mijlocește pentru noi cu suspinuri negrăite. Și câteodată poate doar un suspin, că nu mai știi ce să zici. Așa că, da, i-aș pune o întrebare, numai că acea întrebare este pe linia pe care v-am împărtășit-o, că să faceți din toată viețuirea bisericii pista de decolaj. Noi trebuie să ajungem altundeva, nu e vorba doar să ținem bune rânduieli și mai știu ce și să nu scuipăm în ciorba aproapelui și mai știu, și după moarte Dumnezeu să-mi dea o bombonică. Asta e ce numește englezul batjocoritor plăcintă în cer după ce mori. Și acum în viață ce? Nu, mântuirea este acum. Mântuirea se face acum și trebuie să găsim. Cereți lui Dumnezeu să ne dea, să vă și să ne dea mirosul vânatului, să urmărim ce trebuie să urmărim, să înțelegem ce trebuie să înțelegem. Și când nu știți ce, întrebați-L pe Dumnezeu, Doamne, ce întrebare să-ți pun. Și asta este rugăciune și nu este mai puțin serioasă decât pravila care trebuie să faci, chiar ajungi să faci? Și dacă nu ajungi, măcar strigă-te dintr-astea către Dumnezeu. Varsă-ți inima înaintea lui Dumnezeu și ce este în inimă? N-are nevoie de politețuri Dumnezeu, are nevoie să vorbească cu mine ăla care sunt. Și de-aia biserica propovăduiește că trebuie să mă cunosc ca păcătos, fiindcă asta e realitatea, că o conștientizez sau nu, asta e realitatea. Și dacă eu, în realitatea mea, mă înfățișez lui Dumnezeu, are cu cine vorbi Dumnezeu. Dacă eu afișez un paravan de tot cele lucruri minunate, că mă comport cum și ce știu și vin în fața lui Dumnezeu, Dumnezeu n-are cu cine vorbi. Și vă spun că am avut experiența asta și ca duhovnic. Au fost suflete care se spovedeau de păcate cumplite și păcate peste păcate și alții care făceau unii la noi. Câteodată am spovedit pe câțiva din sat la început. Dar, păi, domn părinte, eu n-am ars casă nimănui, eu n-am furat nimica de la nimeni. Din fericire, spovedanile astea erau foarte scurte și le citeam o rugăciune, că știam că mai mult, nu numai că mai mult puteau, dar nu eu eram preotul satului, altul trebuia să-i îndrume și știau mai bine decât mine cum. Dar mă uimeam de ce iubeam pe păcătoșii aia. Nu știu, se aprindea așa un drag pentru păcătoșii aia și mă gândeam, bă, ce bou am fost eu când mi-era frică, mă spovedesc că ce o să zică de mine duhovnicul, dacă aș fi știut, m-aș fi spovedit în tot sufletul, așa păcătos cum eram, că tot mai de-aia m-ar fi iubit mai mult. Paradox. Dar nu pentru că-s păcătoși, mi-am dat seama că i-am iubit, că doar să iubesc păcatul, nu-s de acord. Dar aveam cu cine vorbi, vorbeam cu ăla care era lângă mine și probabil că
prin mine, poate și Dumnezeu simțea același lucru prin mine ca duhovnic. Și când citeam rugăciuni pentru ăștia, păi, cu adevărat ceva se întâmpla.